Și-au amintit concurenții despre cursele de eliminare. Spunea Antonia că Delia a avut două curse de eliminare la începutul emisiunii: că o votau mamele, o blocau, o votau și spunea că Delia a avut două curse de eliminare la început, apoi a fost în top mereu spuneau, mama lui Albert spunea că a votat-o pentru că era mai mare ca și vârstă decât Albert, iar Antonia zicea că Albert, pentru Albert acum nu mai contează că este mai mare fata, a spus Antonia în cazul ăsta, a zis Albert că nu mai contează că este mai mare, Mama lui Albert i-a zis că dacă este acea chimie din prima, într-adevăr, nu mai contează vârsta. Și aminteau că și în cazul Laurei avea ceva de spus Albert tot în legătură cu vârsta, că ar fi mai mare Laura și că și-ar dori fete mai înalte, o iubită mai înaltă, a spus Albert o întrebau pe Laura câți ani are și Laura a spus că face 27 de ani în două săptămâni. Mama lui Albert spunea că în sezonul ăsta aproape toate fetele sunt mai mari decât băieții și stăteau să se gândească, spunea Antonia că ea este mai mare decât Cristian cu un an jumate, doi. Delia este mai mare decât Liviu, Cristina este la fel mai mare decât Alex cu 2 ani. Doar la Maria și la Ștefan au spus că Ștefan este mai mare. La băieții discutau că cel mai mic dintre băieții este Alex, are 22 de ani, iar Albert a făcut 23 când a intrat în emisiune.